vadă bine. Te pui acolo în genunchi și rămâi așa. În cazul în care ăsta mă anunți. Da, da, da. Băieți, fiți atenți. Toată lumea să apese butonul de like. Că este ok, bebe. Băi, unde e mă ăsta umeraș? Bă, ăsta nu-i în oraș, mă. Bă, unde e umeraș, mă? Nu știi nimic de el. Hai că vine poliția. M-am armat aici, băieți, ești nebun la cap. O scos și arma de la... Mă... Ce faci, bebe, cu alea? Pregătești ceva frumos pentru băieți. Am înțeles. Se prinde astea, mă, pe mașină, ia să-i iau. Aia zic. Aia zic, tati. Astea nu cred că explodează singure, nu? Aia zic, tati, ia uite-o. Aia dacă mă supără poliția. Pericol. Poți să arăți setările de grafică? Dar vezi că se aude ceva. Asta în cazul în care mă supără domnii polițiști. O să vină ei pe aici. Bună seara! Domnul! Domnule, n-aveți ce să căutați aici? A, păi noi am vrut să vă zicem bună seara. Să plecăm de ce? Păi da, dar nu așa. Veniți așa, ne schimbați. Ideea e că nu toți vin să spună bună seara. Unii vin să spună noapte bună, înțelegi? A, noapte bună, bună, e același lucru, mă. Păi scuze. Data viitoare venim cu muzică. Și poate venim cu... Poate venim cu bombe, poate venim cu bombe și vă bombardiem. Hai că mai veniți voi dacă-i. Treci mă înăuntru, ce cauți aici afară? Dai-mi o armă. Treci înăuntru ca întreabă să vezi ce glonț îți dau în cap. Băi, eu sper să nu explodeze alea, stați așa un pic băi, că mai am depus câteva pe aici, dar m-au întrerupt aia, eu parcă îi vedeam deja cum vin pe aici nebunii. Așa, așa. Aoleu, vine poliția, aoleu, vine poliția, guys. Bă, fac de râs când vine poliția. Ia uitați că suntem înăuntru, băieți. Pericol, care sunt gloanțele de la AK-codul? Bă, italiene, ți-am dat acolo, mă, frate, pe ăla, nebunule, pe telefon. Ce rășit-o la cineva? Ce la Cătălina? Care? Dar i-am dat eu, mi se pare că i-am dat și una și alta. Vezi mașina de Sias în stânga. O văd, o văd. Respect mare Marusan, anormalul, te pup ticule, băieți, toată lumea o inimeră pe chat, vă frumos pentru anormalul și pentru donația lui mirifică. Îți mulțumesc frumos, anormalul, te pup. Aia zic, băieți, aia zic, inimioarele alea, aia zic, vezi, altceva, stai mă, ce naiba, mă.
Hai să dezinstalez eu astea. Domnul polițist, aveți cumva armură la dumneavoastră? Da. Vezi că am. Ți-au și una din buzunar. Ia-o pe asta după mine. Ia una și pentru mine, bebe. Te rog. N-are rost să prăpădim, cum îi zice, orzul pe gâște. N-are rost să prăpădim, este bine. Bă, dar ce? Bă, treceți înăuntru acolo, mă, ce aveți? Cred că am alții, sir. Să-mi spui dacă e nevoie să te miști, da? Da. Băieți, mai e vreo mafie atât de periculoasă ca a mea, mă, băieți? Spuneți-mi voi. Bine, există o mafie mai periculoasă decât mafia mea? Pericula pasă gă, băi, Marius oficial. Te mănâncă cleștilii. Te mănâncă cleștirii, băi, Marius oficial. Așteaptă să vină mai mulți. Trebuie să vină cineva aici să negocieze. Da. Ia. Precul, faci promo, nu fac, băi, nicio promo. Băi, toată lumea să apese butonul de like, suntem în urmă cu like-urile alea. Care n-ai apăsat butonul? Care n-ai apăsat că îți dau peste ochi, îți dau. Care? Tu n-ai apăsat? Ia-o pe asta, na. Camora, cine dracu' e mafia Camora? Nici n-am auzit de aici, mă. Camora era pe server aici când era unul grasul. Păi a dispărut Camora numai. Aia zic, băieți, aia zic, hai că se mai poate. Haideți ca să rupem SIAS-ul ăsta. Dacă facem 1000 de like-uri, ne batem cu ei, dacă nu, mă predau și mă arestează. Ia uitați acolo, aveți pe chat un PC de gaming, băieți, dacă vă interesează să vă luați un PC de gaming, aveți pe chat PC-ul, puteți să-l luați liniștiți. GTA Rafa 5, mulțumesc frumos de subscribe, bine ai venit. Ia uitați aici, băieți, avem armată în spate și a venit SIAS-ul aici la negocieri. Liniștit. Pricul, vezi că au venit cu blindata full? Care-i blindata? Aia cu acoperiș? Au venit la negocieri, băieți. Iertați-l, domnule. Ce dracu faci, mă, Edi? Domnule, ce se întâmplă aici? Gata, m-am trezit. Lasă-i. Domne, care trage, domne, de la dumneavoastră? Domne, nu trage nimeni de la noi. Din câte se vede de acolo, trascăreau. M-a și atins un pic în armură. Nu știu ce să zic, domnule. M-a atins cam prea tare în picior. Unul de acolo, din spate. Doamne, dar ce boală au pe polițiști când vă nu se pot abține, domne. Nu știu, mie îmi plac polițiștii. Nu. Sunt oameni de treabă chiar. Băi, vorbiți pe stația acolo să-l mai tragă, unul că-l scot definitiv de aici. Nu mai trageți că vă duceți în banat. Domnilor polițiști, ascultăm, suntem revoltați. Aș dori să vorbesc cu un grad foarte mare din poliție, din SIAS, de unde or fi. Din poliție sau din SIAS? Care e cel mai mare grad și peste poliție și peste SIAS, nu știu. Care are putere de decizie. Sau
Mamă, băieți, v-a spus pe subscribe, băieți, v-a spus pe subscribe, mamă, cât s-au abonat acolo, fii atent, Liviu Vacilescu, Ionuț Mihai Dicu, Ionuț Ștefan, Angelo, Matei Balotă, Zane Live, Ștefan Denis, Marian Alexandru, Emilian Georgescu, Marius Badea, Cipi, Ștefan Mazga, Alex Suiciu, Denis Catană, Dezon FPS, Mihai Gabriel, Toma, mamă. Cel mai mare grad agent șef? Lumea, din păcate, este domnul de cea poliție și a dus momentan pe tură. Domnule, păi cum să facem, domnul? Noi suntem pur și simplu revoltați de ceea ce se întâmplă aici, în oraș. Ce se întâmplă, domnule? A fost închisă Banca Pacific. Păi o fi închisă Banca, domnule, uitați-vă în spatele meu, vedeți ce se întâmplă acolo? Fiecare om de acolo are o nevastă, are copii, are o mamă, are părinți. Ce să le dea să mănânce, domne, dacă Pacificul s-a închis? Domne, stă că la muncă. Să vină primarul aici. Vreți să vină primarul? Să vină primarul aici acum, neapărat. Trebuie să vorbim cu el. Așa ceva nu se mai poate. Asta vrea să vină primarul. Ăsta, ce ton? Nu știu cu cine vorbește. Nu. Poate vrei să vă dau casca aia jos. Colegii m-au zis. Taci, domne, din gură. Da, colegul. Vă zic să nu vorbești cu ăsta, să ne zboare creierii la toți. Știe bine, domne, știe bine, domne. Domne, toți aia din spate sunt înarmați până în dinți. Domne, nu vrem să ajungă la nimic rău. Nici noi, dar să vină aici cineva cu care putem discuta. De ce s-a închis Pacificul? Vino că vreau să vorbească cu un grad mai mare la Pacific. 1020. Pericol, te pup, sper să vezi ce ți-am scris mai sus. Stef, nu știu dacă am pus să citesc sincer. Mulțumesc de subscribe, Petrișor, Buhaciu, Ghost, Iron Key, Daniel, Petru, Alin, DRG, Rotari, Ioan, Mateo, Florin, Peter, Rabu, V2, Iulian Bujur, Vicențu, Răgălie, AM Mihai, salut, Ervin, Samp, Mario, mulțumesc frumos de subscribe. 5 lei de la Denis, mulțumesc frumos, Denis. Domne, de aceea l-am luat-o static, domne, ca să ne putem înțelege. Și noi tot de la stat vrem să luăm. Dar statul ăsta nu știu ce s-a întâmplat cu el. E cel mai mare hot. Nu lucrăm la stat, ne interesează colegul de aici astăzi. Dacă o să chemați pe cineva cu care pot să vorbesc, o să luați colegul înapoi, te afăr și nevătămat. Să mergem acum să vorbim. Hai colegul puțin. Băieți, toată lumea s-a apese butonul de like, să strângem 1000 de like-uri. Cine să ia? Opa. Nu știu cine să știu. Cred că e italian. Bă, cine v-a chemat aici pe ăștia că pe... Cine e ăsta acum? Domne. Paul. Trece în linia în spate acolo, Paulica. Sau stați și voi mai în spate aici, nu mai veniți aici în față. Ce faci, mă, italiene? Care sunteți, mă? Care suntem? Dracii pământului. Ce e cu voi aici? Am auzit că e bardă negri și am să venim și noi, dracu. Tu ești șeful că de vorbești. Nu, eu sunt. Mă, bebe, ce mai faci, mă? Uite, sunt foarte revoltat. N-ai zis tu acum câteva zile că vii peste noi, că ne omori? Dar mi-a trecut, că am trecut pe acolo, am văzut că nu e nimeni și mi-a trecut supărarea pe voi. Ți-a trecut? E. Yeah. Nu ne-a trecut. Și eu ce nu să vă fac atunci? Nu credeți că sunteți cam puțin să veniți aici? Puțin, dar bun. Puțin, dar nu puțin. Știi care e faza, bebe? Băi, vedeți telefonul ăsta? Ia să iau și eu telefonul. Mamă, la o parte. Aoleu, fugiți, bă, că v-ați prăjit de tot, să mor eu. V-ați prăjit de tot, adevărat.
Mă, am uite, ăla se prăjiște și mai rău. Ați intrat în călduri, băi, băieți? Da, uite, da, aici e în călduri. A, asta nu era în plan, asta nu era în plan. Să tai la montaj, să tai la montaj. Bă, tăceți din gură. Tăceți din gură și ăștia negri, căutați-mă mai spate că întreau cu poliția. Haideți. Ne vedem mai încolo. Mara nu poate fi momentan contactat. Domnule Chirios, ia spune. Domnul primar are o ședință, cred că la guvern, la partid, habar n-am. Altcineva, viceprimarul, să vină cineva. Cred că au o mare ședință la guvern, nu știu să-i... Pe noi ne interesează viața colegului de aici. Ia uite-mă. Apoi facem roșii de primar sau de vice. Păi și ce ați dorit? Să vi-l dau, să vă dau colegul? Păi nu știu, spuneți-mi asta niște termeni, ce doriți? Doresc să se deschidă Pacificul, asta doresc. Da. Să se deschidă Pacificul. Exact. Mai încerc să mă dau un telefon la șeful de la mine. Să ia legătura cu primarul. Sau viceprimarul. Dacă nu ne înțelegem, v-am spus, da. Bă, mai, vă mai zic de multe ori? Eu data viitoare s-au dus. Dă-i afară dacă mai trebuie să zici de multe ori să nu mai vine aici. Păi, nu-mi pasă cine. Ai, bă, nu pot, mă. Pericul nu a fost în plan asta. Bă, dar nu trebuia să veniți aici, mă. Vă vezi că sunt cu poliția și veniți și voi aici, mă. Aveți, v-ați activat bombardirismul și voi. Nu trebuie să veniți aici. Eu am vrut să fac ceva cu voi, dacă nu v-am văzut pe aici, am zis că n-aveți chef și nu știi că eu nu mă bazez pe nimeni, eu îmi fac treaba mea, gen, fie că e cineva sau nu e, gen. Am crezut că nu mai vreți, gen, să mai veniți. Dacă mai am apă, dacă... Domnul polițist, sunteți bine acolo sau trebuie să vă ridicați să vă mișcați? Sunt bine, sunt bine. De ce râzi, mă, Roland Garros? Bătaie? Băi, oricum cred că o să dăm cu, o să dăm un pic cu băt, poliția, bătaie. Mulțumesc mult de subscribe, băieți. A venit Tanța, dați-vă la o parte. Ce faci, Tanță, mira sar lumea de tine? Ia ziceți, domnii polițiști, ce facem până la urmă? Gata, domnul Chelios, acum o să vină primarul. În cel mai scurt timp. Domnule, vă rog frumos să vă adresați frumos. Cum adică, domnule Chelios? Ok, domnul fără păr, scuzele mele. Ok. Păr invizibil. Sunteți cam obraznic, domnule polițist. Da, da, da. O să-i cer primatul, o să-i cer primarului să fiți demis. După aia să pacificu. De ce, domnule, că eu decât îmi fac datoria? Am vrut să vă sperii, domnule, stați liniștit. Colegul, ești bine, vrei, ți-a dat apă, mâncare? Bine, te pup, salutare la toți! Foame, salut, Marius Călin, salut! Ți-a dat să mănânci? Ți-a arătat bine? Mi-a zis să-mi dea să mănânc, să beau apă, dar nu am vrut eu. Foarte bine. Stai cel mai fricos coleg al vostru. O fi angajat pe pile, domnule, nu știu că nu-l cunosc. Cred că asta cum e. Adică, domnule? Păi cum merge treaba la noi? Dar n-am vrut să dea, nicio informație, nimic, am cerut date despre organizație, ce aveți, dată cu mulc. Noroc că aveam alte planuri, că dacă nu, aici era sfârșitul. Aoleu. Am întrebat multe, ce arme folosești. Hai să lovim butonul ăla de like, băieți, hai să lovim butonul ăla de like, băieți. Bă, 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 adică am fost. Ai fost, că ascult. Păi nu mai sunt? Ascultat și n-ai dat. Mai sunt. Nu știu. Olu. Eu dacă vin, nu negociez cu voi. Continuare. Ce să vii, mă, Cătăline? Tu vezi că suntem aici, mă, Cătăline? Vrei să te împachetăm? Vrei să te... Ți-ai făcut nunta în oraș? Vrei să-ți faci și mormântarea? 1020. Bă, spune-i lui Tibi că dacă mai primare trage, îi spar dinția de mai are în față, okay, de apazon. E de lapte. Opa, Tibi l-a scoate de peste tot. Toate sociale. Am informație că primarul este pe drum. Doamne, foarte ajută bine. Să fie într-un ceas bun.
Ce figură are la din Sias? Nu mi se pare că are figură. Pe mine nu mă deranjează Caterin ca și asta. Mă deranjează gen când e lumea neserioasă, știi? G-Sro, mulțumesc frumos pentru membru, băieți, aplauze pe chat, vă rog frumos pentru G-Sro. Aplauze, vă rog frumos pe chat, aplauze, nu inimioară, băieți, aplauze. Aplauze pe chat pentru G-Sro, care tocmai a devenit membru, dar a mai fost, după cum se vedea, a mai fost membru. Nu te-am trimis mă acolo să-i zici? I-am spus eu. Georgico. Și atunci ce simți nevoie să mai zici tu ce? Sper că nu o să se mai tragă. Domnul, fără pară, iar o tras? Da. Da. Altfel... Nu o să mai tragă niciodată. Upgrade susținător de elită a luat. Uuuu! Nu, asta. Bă, a luat susținător de elită, aplauze, vă rog frumos. Bă, Gis, mulțumesc frumos, ticule, te pup, mulțumesc frumos, mulțumesc foarte frumos. Bă, mă, și-a luat mare susținător de elită. Uuuu, nice! Mamă, la mine cânta aia în continuu, frate, cu... Băi, strângem și noi 1000 de like-uri sau nu strângem? Domnule, aveți nevoie de mișcare? Puțin acum. Mergeți spre băieți până în spate și veniți înapoi. Du-te tu cu el, Butoi. Butoi! Da, da. Ține-te după el să nu-l împuște ăștia, că îl împușcă nebunii. Bebe, ce faci, ce încerci să faci mai aici? Ce încerc să fac? Fac? Da. Sunt supărat, aia încerc să fac. De ce? Că s-a închis Pacificul și n-am de unde să mai iau bani. Înapoi în genunchi, rog frumos. S-a închis pentru totdeauna, nu... Ce-a făcut? Pacificul s-a închis pentru totdeauna, nu se va deschide. Trebuie să se deschidă. Dacă vă spun. Vă lumea pleacă, hai. Domnul, fără pără, ajuns. Hai, ce faci? 1000 de like-uri, aia zic, tati. Să vină primarul. În continuare lipsă de respect din partea domnilor poliției și cocoși. Adevărat. Domnule, fără păr. Cocoși fără creastă. Băieți, avem 1000 de like-uri! Aia zic bă, tată, aia zic bă. Bună ziua! Cu cine am onoarea să vorbesc? Bună ziua, domnule! Cine sunteți dumneavoastră? Viceprimar al acestui orășel. Cine e mă ăsta? Gelo. Domnule, cum vă numesc? Eu nu vă cunosc. Domnul Gelu mă cheamă. Domnul Gelu. Numele meu este Bebe Moise și reprezint armata asta din spatele meu. Atâta de cunoștință, domnul Bebe Moise. Fiecare om de aici pe care îl vedeți în spatele meu are acasă o nevastă, copii, părinți și așa mai departe. Locuri de muncă în orașul ăsta nu sunt. Nu ne putem face toți polițiști, nu o să fim toți doctori. Trebuie să fie și oameni care muncesc așa pe sumână. Iar noi depindeam foarte mult de Banca Pacific. O bancă care dădea împrumuturi pe termen lung. Iar noi acum ce facem? Deci propun un singur lucru. Banca Pacific trebuie neapărat să fie redeschisă. Pare a fi un lucru foarte complicat. Trebuie să deschidem afaceri cu companii din exterior. Banca Pacific avea foarte multe contracte cu companii din exterior, pe sume foarte mari. Și din cauza foarte multe jafuri a trebuit să o închidem. Și asta a dat faliment. Dar... Foarte multe jafuri. Dacă doriți dumneavoastră în acest context și dorim să salvez viața acestui sărac ofițer poliției, o să iau cuvântul în considerare și o să fac o petiție în redeschiderea acestei bănci. Domne, cum putem avea încredere în dumneavoastră? Vă promit ca viceprimarul acestui oraș, care am fost votat de acești cetățeni într-un mod democratic,
Ce-i cel doi băiatul ăsta? Încercăm să salvezi viața acestui ofițer, că o să deschidem Banca Pacific. Domnule viceprimar Gelu. Da. Domnule. Vă ascult. O să vă iau în considerare ceea ce a spus. Iar dacă dumneavoastră aveți într-adevăr autoritate în acest oraș, o să luați toți polițiștii de aici, o să-i trimiteți la secție, iar noi vom elibera acest polițist. Am înțeles. Domn locotenent? Sigur. Mă ascultați? Vă ascult. Da. Vreau să dai ordin prin stații ca toți polițiștii din această zonă să retragă la secție. Scurt și la obiect. Toată lumea ne retrage la secție. Domnule viceprimar, încă ceva? Spuneți. Aveți termen o săptămână să deschideți Banca Pacific. Am înțeles. Deci astăzi este joi. Vinerea viitoare, dacă Banca Pacific nu este deschisă, o să se lase cu victime. Am înțeles. M-ați auzit? Hai, colegi. Haideți odată. Da. Da, domnule. Plecăm. Haideți, domnule. Noi eu stau 3 ore în prânaie pe drum. Un, doi, un. O să iau domnul polițist împreună cu mine? Să am garanția că este în siguranță? După ce pleacă domnii de aici, o să dăm domnul și la polițist. Cu dumneavoastră cu tot, o să plecați împreună dacă nu-i problemă. Am înțeles. Eu sunt un om de cuvânt, domnule, să știți. Sper ca domnule, și dumneavoastră să fiți. Domnule viceprimar. Da, vă ascult. Mă iertați că vă întreb. Numele dia, bună dia. De familie este Voicorescu, nu este așa? Geru Voicorescu. Desigur. Da, domnule. Și bombălău ăsta, da, Matic. Cu dumneavoastră. Că sunteți o persoană foarte informată. Da, domnule. Zilnic citesc. El are cerbele, asigurați. Zilnic citesc ziarele. Știți că trebuie să fac... Eu n-am încred, cine e ăla, mă, Bursuc, cine e ăla acolo? Secale nouă, nu știu cine e ăla și ce caută aici. Am făcut 1000 de like-uri aia, zic băieți. Cum pot intra și eu în Mafia Curcubeu? Păi fii acolo la mine, acasă, în roleplay. Are ciorbă la sub braț. Cine are ciorbă la sub braț? Mai am și o motor aici. Domnul viceprimar, nu credeți că aveți nevoie de o mașină să plecați de aici? Să știți că aveți dreptate, dar am vrut să vă arăt că mă țin de cuvânt și toți polițiștii o să pleacă. Să plece. Da, mai puțin domnul ăsta cu Mercedes-ul de aici. Da. Mă scuzați, sunt emoționat când am comandat această armată puternică. Data viitoare te duci după Tibi. Domnul, în Mercedes, cine a rămas aici în Mercedes-ul acela gri? Nu știu ce să zic. Vrei să mă să verific? Ia vezi, cine e în mașină acolo. Ai bombă pe mașină? Știu că am bombă. Mulțumesc, domn viceprimar. Sunt bine, domn ofițer. Sunt bine. Bebe, mi-a să verific pe afară? Mai de aici. Și că e șoferul lui personal. E polițist? Da. Domnul viceprimar. Da. Trimiteți șoferul acasă că o să conducă domnul. Am înțeles. Apasă pe gând, apăs-mă că mor. Cred că a auzit bine ce am zis. Cuțitează-l. Mamă, că au venit băieți, am făcut rol prin frumos. Butoi. Da. Scoate băieții să se suie fiecare în mașini să plece. Toată lumea la mașini, băieți. Toată lumea la mașini și plecați. Toată lumea la mașini, plecați, toată lumea. Toată lumea. Domnul ofițer, mă auzi? Mai, da, dacă domnule, mai rămâne da. Unul... Rămâneți ești aici, bine? Domnul, ești până, bine, până pleacă lumea. N-am nimic. Pleacă, de aici. Pleacați, okay. Plecați. Mulțumesc.
potosi bine. Gata, Eddie, gata. Pot să urc și eu cu tine? Plecați toți. Nu-mi vice primar. Poți mă auzi? Ce plecă mă de aici, că a plecat șoferul cu tot cu mașină. Lasă, facem autostopul. Am înțeles. Cătează să scap cu viață de aici. Bă, mai stăm mult după ăștia? Vedem cum scăpăm noi. Acasă, băieți. Eu cred că și voi trebuie să plecați, că nu știu voi cu ce plecați, Eddie. Eu am o mașină spate, serios. Mă descurc cu mașina aia. Mergem cu ce am venit. Hai să plece fiecare acasă. Țineți minte, domnul viceprimar, o săptămână. O săptămână. Vorbim că mă țin de cuvânt. La revedere. Bine, domnule. Bravo, băi, bebe. Te îndrum la Pacific să meargă treaba. Ceva mă face să am încredere. Crezi că e de treabă, domnul? Da, da.